Camerele de supraveghere ale magazinului din localitatea Sheitin au surprins momentul jafului. În imagini se observă un individ care poartă glugă și o mască pentru a nu fi recunoscut. Caută printre rafturi și însertare după lucruri de valoare. Prin forțarea geamului ar fi pătruns într-un magazin alimentar de pe raza aceleiași localități, de unde ar fi sustras țigarete și bani, cauzând un prejudiciu în valoare de aproximativ 7.000 de lei. La această oră, existând un cerc de persoane bănuite de comiterea infracțiunii de furt calificat. Hoții au spart apoi două biserici în speranța că vor fura banii din cutia milei. În primul rând căutau bani, pentru că din obiectele de cult și alte bunuri bisericești nu a dispărut absolut nimic. Toate lucrurile din biserică au fost răscolite. În momentul când am intrat în altar, se observa pe Sfânta Masă, în primul rând, răvășirea, scoaterea tuturor obiectelor și a Sfintei Împărtășanii din chivot. Eu nu știu, astea am pot fi considerat oameni. Astea niște, cum să spun, nu pot să dau seama ce poate fi. Nu sunt oamenii așa, nu știu, eu cred, după părerea mea, ăștia se exploată în așa ceva. Dacă ajung să spargi o biserică, după aia un magazin. Indivizii au jefuit apoi și cimitirul. Au luat de acolo peste 20 de plăci de beton din gardul care împrejmuia locurile de veci. Să scoți aceste plăci nu este un lucru simplu, nu este simplu nici să le transporti. Știm cum le-am adus și cum le-am montat. Și cred că nu sunt oameni credincioși. Considerăm un fapt și de jignire a persoanelor care sunt în localitatea Sheitin și necinstire a celor ce își dau somnul de veci aici. Dacă vor fi prinși, bărbații vor fi acuzați de furt calificat și riscă închisoarea.